Bună seara, bună seara, bun venit la Starea Nației. Eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Bine ați revenit la școală, dragi copii. Bucurați-vă cât va ține, că incompetența celor care ne conduc e enormă, iar asta va duce la o nouă trecere în online, treabă pentru care suntem la fel de nepregătiți ca anul trecut și acum 2 ani. Dar voi ce căutați aici? Noi la școală, la ce? Nu. A fost școală pentru copii. Dimineață, da, a fost. Acum e o... facem aici, este o emisiune în care le explicăm copiilor cât de proști sunt cei care ne conduc. E tot un fel de școală, dar, mă rog, dacă vreți să stați, treaba voastră, că învățați, măcar să nu repetați greșelile pe care le-au făcut. Au plecat. Sunt și ăștia mici pe învățat. Așa, ce ziceam? A, despre cât de pregătiți suntem pentru școală. În alte școli din țară, problemele sunt aceleași an de an. Așa va arăta școala și pentru mulți elevi din satele din Vrâncea. Jumătate din cele aproximativ 450 de unități școlare din județ nu au autorizație sanitară. La liceul de arte, de exemplu, elevii vor învăța tot în fostul internat pentru că lucrările la noua școală nu s-au terminat, deși au început acum 20 de ani. 20 de ani? 20? Dar ce faceți, mă, nene, acolo? Ok, am înțeles, e un liceu de artă. Dar ce se întâmplă? Îl ridică maestru Michelangelo și a făcut o firmă de construcții cu colegul Da Vinci și râcâie la pereți cu dalta, zgârmă cu unghia. Dacă e să faci o construcție sau să reabilitezi una veche, documentațiile durează foarte, foarte mult, un an și ceva, doi. Ok, am înțeles, da. Mama ei de documentație, că o să ne omoare. Legislația, documentația și alte chestii care se termină cu ația, ne vor băga în pământ. Mă rog, nu chiar toate care se termină cu... Mă, nu se poate simplifica nimic în țara asta. Obligatoriu trebuie 1 milion de hârtii pentru un cui. Practic, cuiul ăla trece printr-o 100 de mâini până ajunge un meșter să-i dea cu ciocanul în căpățân. Mă rog, a început și școala. S-au îngrămădit toate să înceapă acum. Și criza guvernamentală, și al patrulea val, și Antoldu, și școala, și... A, ia uite ce frumos! Ce? La școală, drăguță? La școală? Ce? Nu ce, poftim, că da, nu... Da, sau așa. Sau așa. Mă rog. Te duci la școală, nu? Să duci flori doamnelor, să... Nu la școală, vin de la școală și nu le duc flori profesorilor, îi duc lui bună mea. Ah, ce frumos, bravo, ce gest frumos, pentru că trebuie să ne respectăm bunicii. Da, se va bucura, du-te, că o să, na, se umple casa cu flori. Oala, cu... vrei să zici. Cum adică oala? Ai, pe ce lume trăiești? Zici că ești câțul ăla. Îi duc flori lui bună mea să facă din ea niște mâncare, să facă din astea așa ceva, nu știu. Pe ce lume trăiești? Serios? Suntem patru nepoți, trebuie să mâncăm și noi. Și am adunat de pe la profesor și mă duc să-i duc acum să facă. Și din astea, astea nu știu ce sunt, cum se cheamă, dar nu e. Este dulceața super bună. Din gura leului asta așa? Face ciorbiță. Super bună, cu smântână, dacă avem, dacă așa. Nu prea avem, dar mă rog. Așa, și din crizantemele astea face tocăniță. Și dacă ai și niște limbi de pantof să pui în ea, să dea un pic de gust de cărniță, e, dorm liniștit. Eu sunt vegetarian, dar nu știam că... Da, mă rog. Ai și matale 5 lei? 5 lei, nu știu dacă am. Am. Da, ia, uite, chiar 5 lei. Mersi. Hai. Da, să fii sănătoasă. Pentru pâine, nu? Ce pâine, Rahat? Nu, să-mi iau și eu 3-4 țigări, că am niște dragi pe mine mai enervat. Aia de fizică rău de tot, nu mai pot. Hai, mersi! Prima zi, așa, la revedere. Ce să...